Astăzi, 7 martie 2018, Decalb a lansat în România platforma digitală Smart, care vine în ajutorul fermierilor cu o serie de soluții inovatoare pentru creșterea producției de porumb pe aceeași suprafață. Cu ajutorul Decalb Smart, fermierii beneficiază de recomandări privind alegerea hibridului de porumb în funcție de tipul de sol și mediul de cultură, la densitatea optimă pentru a avea profitabilitate maximă. Productivitatea culturii poate crește cu până la 30%, arată datele din centrele tehnologice Decalb. Cultura este monitorizată constant cu ajutorul imaginilor din satelit, care semnalează apariția problemelor provocate de diversi factori. Pornind de la consistența vegetației verzi, imaginile din satelit pot semnala probleme precum dezvoltarea neuniformă a culturii cauzate de factori pedoclimatici, boli dăunători sau alte accidente în perioada de vegetație. Toate informațiile sunt accesibile fermierului pe telefonul mobil, tabletă sau pe calculator. Tehnologia dezvoltată pentru culturile de porumb a fost testată cu succes în anul 2017 în 12 state europene, printre care România, Franța, Ungaria, Spania și Italia, țări mari cultivatoare de porumb. Astăzi pornim o nouă revoluție digitală de calb. Așadar, toată informația pe care am reușit să o acumulăm până la această dată va fi pusă la dispoziție fermierilor prin intermediul digitalului a internetului. Așadar, fermierii își pot planifica din punct de vedere al hibridului, a densității optime de utilizat, cultura de porumb și ulterior să o monitorizeze în perioada de vegetație prin intermediul hărților furnizate de către sateliți.